Centrul Cultural Pătrățuță are onoarea să prezinte măști de lol. Lolele sunt un obicei care vin de foarte departe și de demult, din perioada Evului Mediu. Atunci când se întâmplau că tătarii invadau satele Transilvaniei. Și atunci o săsoaică, pentru că obiceiul este săsesc, o săsoaică curajoasă s-a îmbrăcat cu un costum la care a atașat o asemenea mască, cu o talangă în mână și cu o coadă imensă de câlți în cealaltă mână, și astfel i-a alunat pe tătari. Tătarii crezând că însuși dracul a coborât și oamenii sunt foarte religioși în acea perioadă, în perioada Evului Mediu, au reușit prin curajul sătenilor și a celei săsoaice să alunge tătarii. De atunci obiceiul s-a perpetuat, sașii l-au păstrat și astfel ajungem în zilele noastre ca aceste măști, măști de carnaval săsesc, în zilele noastre alungă spiritele rele. Prin dansul lor, prin costumul specific lolelor și prin dansul specific, cine are curajul să intre în dansul lolelor, lolele sunt generoase și îi oferă gogoși. Ba mai mult, lolele sunt acelea care păzesc lada brăslelor, cum ar veni. Mai există un obicei în care toate brăslele își pun documentele într-o ladă și o ascund. Iar doar lolele știu unde sunt ascunse toate documentele de brăslă și pentru că lolele au pe partea asemenea măști, oamenii pot recunoaște cine sunt în spatele acestor măști. Iar ele depun jurământ spre a nu spune și va divulga un an întreg unde este acea ladă minunată cu toate documentele brăslă.